Bogdan Magurean, spus și Camaz, este un interlop român care va avea pe 24 septembrie meci în RXF cu Adi Lupse. Adi Lupse, am văzut provocarea ta. Bă, dacă vrei să ne ciocnim un pic ciocanele astea, că văd că și tu ai ciocane, chiar le ai mari, mă gândesc că tu nu ești ca și alții care vorbesc numai și ham-ham, bau-bau și nu fac nimica. O să îți accept cu drag. Ne batem cu drag acolo în RXF. Hai să ne ciocnim și dacă cumva însemnează și cine vrea să mai semnează și tot latră, cu drag mă bat cu el și pe urmă mă bat cu tine și facem două meciuri într-o zi. Eu m-am mai bătut în piramidale, e totul o plăcere și hai să-i dăm bătaie, frate, hai să ne spargem capurile, că eu am chef să mi le sparg și dinți și cap și tot ce am. Vă pup, vă salut, hai să-i dăm bătaie, Dan Stag la RXF, RXF-ul dacă ne acceptă, o facem cum se face ca la carte. Vă salut cu drag! Va fi un meci foarte frumos și spectaculos, deoarece sunt doi luptători de categorie grea care pot arăta ceva frumos în ring. Cine credeți că va câștiga, scrieți în comentariu. Camaz a mai zis niște cuvinte foarte bune despre Gigi Becali. Bă, Gigi Becali e un om extraordinar, credeți-mă ce zic, și și bărbat. Omul vorbește și zice absolut tot ce are de zis. Omul e singurul care o ridica steaua și orice ar face toți generalii din România, aia steaua rămâne steaua lui Nea Gigi Becali. Și gândiți-vă că omul ăla a făcut mai multe case decât statul român, ANL-uri. Și a făcut case din banii lui și a ajutat amărâți mai mult decât a ajutat tot statul român la un loc. Președinții României au vândut țara aia și Nea Gigi încearcă să o păstreze și mulți care o iubesc. Ăștia care o conduc stau în vacanțe prin avioane particulare și prin țări străine și pe milioanele românilor, pe milioane de euro a voastre, a oamenilor și a părinților noștri. Deci nici nu știu dacă cineva ar trebui să vorbească urât de Nea Gigi, pe cuvântul meu de onoare, dacă vă mint. Alți miliardari ca și el n-or făcut nici 1% pentru țara aia și pentru amărâții din țara aia cum o făcut Nea Gigi. Am ieșit campion european la 16 ani, Flaviu, și am primit un număr. M-a sunat cineva de la Nea Gigi din echipă, din echipa de lupte, și m-au chemat la Steaua București la un test și acolo le-a plăcut de mine și am tot rămas. Voi ce părere aveți despre Gigi? Are dreptate Camaz sau nu?